Dragilor, bine v-am regăsit! Astăzi alături de noi este Adela Moldovan, doctor în psihologie, psihoterapeut principal, terapeut certificat Imago și vom vorbi despre jurnal de cuplu. Primește iubirea pe care o dorești, ghidul practic de regăsire a fericirii în relație de Herville Hendricks și Helen Lakely Hunt, o carte publicată în colecția Pas în 2 a editurii Herald, un subiect frumos, un subiect despre care am mai povestit și cu alți psihoterapeuți și terapeuți specializați în această frumoasă metodă, în această frumoasă terapie Imago. Adela, înainte de toate, aș vrea să te întreb cum ai simțit și cum ai rezonat cu această nouă lucrare a lui Herbert Hendrick și a soției sale, dat fiind faptul că această carte urmează după un bestseller și vorbim aici despre Primește iubirea pe care o dorești, vine după un bestseller. Și poate multe informații din jurnal de cuplu le regăsim la nivel teoretic, le regăsim și în această carte. Doar că atunci când vorbim despre jurnal de cuplu, vorbim despre un ghid, vorbim despre un manual, vorbim despre un instrument de lucru atât de util și plin de exerciții pentru ambii parteneri. Bine v-am găsit! E un instrument foarte binevenit. În mare parte, exercițiile din acest jurnal, noi ca profesioniști le știam din trainingul nostru Imago și din ceea ce noi lucrăm cu cuplurile, în special în workshopul pentru cuplu, care poartă același nume, Primește iubirea pe care ți-o dorești. Și mă bucur că aceste instrumente sunt acum mai accesibile publicului larg și partenerii foarte interesați și foarte motivați le pot găsi cu ușurință și pot să lucreze pe aceste instrumente. Însă doar vreau să normalizez experiența poate multora dintre noi că doar citind uneori pare că teoria o înțelegem, dar la nivel practic este altceva și aș vrea să normalizez pentru toți cei care ne urmăresc, pentru cei care citesc cărțile, că lucrurile sunt adesea simplu de înțeles, dar foarte greu de pus în practică. Referitor la informațiile pe care le regăsim în această carte, în jurnal de cuplu, un ghid, așa cum am spus, care a ajutat foarte multe cupluri și milioane de oameni din întreaga lume să aibă relații fericite și împlinitoare, așa cum spuneai tu, fiind recomandat în fiecare zi de terapeuți profesioniști. Și bineînțeles că Herbert Hendricks și Helen Lakely Hunt abordează mai multe aspecte ale relației, ale vieții de cuplu și să le luăm cumva punctual, pe rând. Cum descoperim adevăratele motive care au dus la alegerea partenerului actual? Pentru că alegerea partenerului actual, deși s-ar putea să pară oarecum întâmplătoare, fără prea mult background în spate, nu este deloc întâmplătoare. Ne alegem, chiar dacă la modul inconștient, ne alegem partenerul dintr-un motiv anume. Și te las pe tine să dezvălui acest lucru. E un motiv sau motivele care stau în spatele alegerii partenerului nu sunt întotdeauna plăcute, nu sunt întotdeauna descoperite cu bucurie și sunt adesea contraintuitive. Iar cuplurile cu care lucrăm, fie în terapie zi de zi, fie la workshopurile pentru cuplu, descoperă oarecum foarte contrariat cum, adică ne atrage o persoană care de fapt ne apasă butoanele și care ne fac adesea să repetăm aceleași tipare pe care noi le știm din copilărie și pe care o parte dintre ele le urâm din tot sufletul și am vrea să nu le repetăm. Dar pe scurt, cam asta este ceea ce ne arată experiența din cuplu și până la urmă ne regăsim cu toții în această constatare a faptului că într-o relație pe termen lung ajungem adesea să retrăim niște tipare comportamentale, niște tipare comportamentale și niște tipare relaționale pe care le regăsim departe în istoria noastră personală. Și ceea ce Herbert Hendricks spune este că pe undeva teoria sa fiind tocmai aceasta că am căuta la vârsta adultă inconștient exact rezolvarea acestor tipare.
alături de o persoană care seamănă suficient de bine cu îngrijitorii noștri, alături de care noi nu ne-am putut îndeplini anumite nevoi, care nu ne-au înțeles aceste nevoi, care nu ne-au dat voie să fim într-un anumit mod, la vârsta adultă noi avem șansa, din poziția de adult și cu maturitatea unui adult, să ne îndeplinim acele nevoi și să regăsim alături de acea persoană libertatea sau să ne oferim în primul rând nouă înșine libertatea de a fi mai complex, de a fi integral, de a ne da voie să ne recuperăm ceea ce Harville Hendrix numește părțile pierdute. Și noi adesea ne îndrăgostim la partenerul nostru de părțile noastre pierdute, de modul în care nouă nu ne-a fost dat voie să fim. Aceste părți pierdute care sunt extraordinar de atrăgătoare la început, sunt fascinante să le urmărim și să le descoperim, însă aceste părți pierdute devin apoi amenințătoare pentru noi. Pentru că odată ce trece starea de a fi îndrăgostit, care are o durată undeva între 18 și maxim 36 de luni. Este perioada maximă în care neurochimia noastră arată într-un anumit mod și simțim foarte intens starea de a fi îndrăgostiți. Și odată ce începem, de fapt, să avem obiective și scopuri comune, odată ce începem să construim într-o relație, odată ce începem să ne propunem lucruri, odată ce începem să rezolvăm probleme, exact aceleași puncte care par atrăgătoare la început încep să devină provocatoare în cel mai bun caz, enervante și înnebunitoare de-a dreptul mai târziu. Și paradoxale. Și paradoxale. Și asta poate fi uneori foarte greu de înțeles și cu toții avem experiența aceasta în relații, ca la un moment dat să nu înțelegem până la urmă ce vrea partenerul de la noi. Pentru că odată e bine, odată nu e bine că suntem într-un anumit mod. Odată mă apreciez și odată mă critici și nu mai înțeleg ce vrei de la mine. Sau nici eu nu mai înțeleg ce se întâmplă în relația noastră, pentru că odată mă simt iubită, odată mă simt rănită. Și asta se întâmplă de foarte multe ori și datorită contextului și datorită faptului că se activează uneori în contexte nepotrivite reacții care în alte contexte pot să fie perfect în regulă. Și aici exemplu care îmi place mie foarte mult să-l dau este cât de diferit percepem același comportament în care un om insistă să facă un lucru și încearcă din nou și din nou și din nou. Iar în varianta în care el reușește până la urmă să obțină un rezultat, un rezultat pozitiv pe care îl apreciază sau pe care îl apreciem, și în varianta în care nu ne solicită foarte mult, o să spunem că este perseverent și o să apreciem acest comportament ca fiind o calitate, iar într-un alt context în care persoana respectivă nu obține un rezultat, ne solicită foarte mult în urmărirea obiectivelor sale, o să-i spunem că este încăpățânat și o să ne enerveze și o să considerăm același comportament un defect. În modul acesta ne vedem noi uneori în relație și vedem cumva același lucru, același tot unitar, același comportament complex sau om complex și vedem o fațetă într-o perioadă de început a relației în care nu avem obiective și scopuri comune, după care vedem o altă fațetă într-o altă perioadă a relației sau în momente diferite ale relației. Poți să te apreciezi foarte tare dacă ești încăpățânat, dar nu cu mine. Dacă ești încăpățânat și încăpățânarea ta ne rezolvă anumite probleme și este în avantajul cuplului și familiei noastre, ești minunat. Dacă ești încăpățânat cu mine, te urăsc și nu te suport. Este același comportament, dar într-un context diferit. Și de aici vine uneori dificultatea noastră de a înțelege de ce anume ne alegem parteneri care ne apasă butoanele, pentru că alături de ei putem să creștem. Și eu cresc alături de partenerul meu și el crește alături de mine, dacă, desigur, reușim să comunicăm, să ne ascultăm, să înțelegem și să abordăm lucrurile, într-adevăr, cu maturitate emoțională. Da, apropo de ceea ce spuneai, chiar mă gândeam, nu degeaba spuneam că este paradoxal, ca anumite lucruri în faza de îndrăgostire să te uimească pozitiv și să te bucure și să vii la modul apreciativ față de celălalt și fix aceleași lucruri peste un anumit număr de ani, să spunem, mai ales atunci când ne aflăm în a doua etapă a relației și anume lupta pentru putere, să ne scoată din sărite exact ceea ce ne plăcea la începutul relației. Exact, pentru că eu mă îndrăgostesc de tine și tu ești spontan. Și e minunat la început, da, suntem studenți, locuim separat,
apar dimineața la mine, fii seara târziu, ne petrecem timp împreună, foai, ești minunat, mai ales că eu de regulă nu sunt foarte spontană, mie nu mi-a fost dat voie să fiu așa, eu n-am fost încurajată să fiu spontană. Și e foarte tare și apar sâmbătă dimineața cu bagajele făcute și plecăm la munte, e super, dar peste 8 ani, când avem, peste 10 ani, când avem un copil de 6 ani care trebuie să meargă la școală și zici sâmbătă dimineața, gata, plecăm la munte și eu zic, păi stai, că copilul, că bagaje, că chestii, nu-i mai interesantă spontaneitatea ta, mă scoate din sărite și spontaneitatea ta înseamnă că pe urmă ne grăbim, n-avem timp, copilul n-a făcut baie, nu-i făcut ghiozdanul duminică seara când ajungem acasă, nu-i mai la fel spontaneitatea ca la început. Numai la distracție și numai la plecări ție gândul, dar la copilul ăsta nu te gândești că mâine merge la școală. Exact. E, ce facem în, pentru că tot am pomenit-o, și cum gestionăm această perioadă, aș spune eu, critică, dar în același timp și firească. Mă gândesc că nu există cuplu, sau poate că există foarte puține cupluri care să nu fi trecut prin această fază a luptei de putere, mai ales când vorbim despre o relație longevivă. Bineînțeles, dacă vorbim de o relație scurtă de un an, un an jumate, cum ai pomenit tu puțin mai devreme, când încă suntem în fața de îndrăgostire și poate din vari motive nu ajungem să trecem în următoarea etapă și se rupe relația, e una. Dar în momentul în care ajungem la 15, 20, 25 de ani sau mai mulți ani împreună, lupta pentru putere face parte până la urmă din evoluția și din dinamica relației de cuplu. Cum o gestionăm ca să ne fie bine? Lupta pentru putere este o etapă absolut firească și din când în când intrăm în lupta pentru putere. Și acum, ăsta este un concept la care de foarte multe ori partenerii ridică un pic din sprâncene, deși intuitiv se regăsesc în această terminologie de luptă pentru putere, dar pe altă spune, dar mie nu-mi trebuie putere. Nu este atât de mult o luptă pentru putere cât o luptă pentru a nu fi fără putere. Ceea ce ne sperie este să rămânem fără putere, să rămânem de fapt fără control. Și de foarte multe ori în fața partenerului, care este diferit față de noi și el vede alte strategii și alte modalități de a atinge un obiectiv, eu mă simt foarte amenințată. Și aici intrăm în lupta pentru putere, de fapt. De cele mai multe ori în relație și constatăm asta când lucrăm în terapie de cuplu, inclusiv pe aspecte unde partenerii sunt ferm convinși că sunt foarte diferiți și doresc lucruri diferite. Nevoile partenerilor, obiectivele lor și locul unde vor să ajungă este de multe ori același. Doar că modalitatea, calea pe care ei vor să o apuce este diferită. Și de foarte multe ori acolo se blochează. Aici apare lupta pentru putere. Când eu încerc să te conving pe tine să faci lucrurile ca mine și tu încerci să mă convingi pe mine să fac lucrurile ca tine. De ce facem asta? Pentru că la început, când suntem îndrăgostiți, în acea fază de iubire romantică, cum îi spune Harvey Hendrix, noi ne vedem unul altuia foarte puternic similaritățile. Ne vedem unul altuia faptul că suntem la fel. Avem acel sentiment de familiaritate, de recunoaștere, în care părem la fel. Și în care avem impresia fiecare că celălalt este ca noi, ceea ce ne validează pe undeva. Dacă tu ești ca mine, ce bine, jumătatea mea, te-am găsit, ce bine ne potrivim. Însă un cuplu nu este fundamentat pe similaritate, ci pe diferențe. Cu cât suntem mai diferiți, cu atât împreună acoperim o gamă mult mai largă de situații, avem mai multe abilități, ne putem descurca în mai multe situații, avem puncte de vedere diferite și succesul, până la urmă, stă, de fapt, în diferențele noastre. Doar depinde cum gestionăm aceste diferențe. Și intrăm în lupta pentru putere de foarte multe ori când tocmai începem să ne simțim amenințați. Și sub imperiul acestui mit pe care noi îl avem despre relații, că ar trebui să ne potrivim și să simțim la fel, să gândim la fel și dacă nu mai gândim la fel și nu ne mai dorim același lucru, aoleu, oare asta înseamnă că nu ne mai iubim, că nu suntem în relația potrivită. Și începem să ne speriem și să ne simțim amenințați. Și atunci, ceea ce noi încercăm să facem în lupta pentru putere, de fapt, este să redobândim acest sentiment de unitate, de suntem noi doi și suntem la fel.
Doar că această unitate e nevoie să o regăsim apoi într-o diversitate și e nevoie să ne vedem și să ne înțelegem. Când ne îndrăgostim, mintea proiectează asupra celuilalt acest imago de care vorbim foarte mult în cărțile scrise de Harville Hendrix. Această imagine, această schiță a ceea ce înseamnă pentru mine iubirea. Și eu proiectez asupra partenerului meu. Eu văd ceea ce vreau eu să văd. Eu văd cum cred eu că ar trebui să fie bărbatul care să mă iubească. În lupta pentru putere încep să descoper că bărbatul pe care îl iubesc are și niște caracteristici care pe mine mă fac să mă simt amenințată în multe situații, mă fac să mă simt provocată, mă face să mă simt nesigură prin modul în care spune lucrurile sau prin ceea ce îmi cere. Și sigur că prima reacție este să ne așa, întoarcem spate în spate și să ne supărăm unul pe celălalt, că nu suntem la fel. Însă calea spre a ieși din această luptă pentru putere este tocmai să realizăm că nu avem cum să fim la fel și că nu există doi oameni la fel și că nu există jumătăți perfecte care se potrivesc. Și scopul unei relații pe termen lung este tocmai asta, ca treptat, ascultându-ne, văzându-ne, cunoscându-ne real și autentic, așa cum suntem fiecare dintre noi și recunoscându-ne, pentru că într-o relație longevivă ne mai și schimbăm de-a lungul timpului și la un moment dat trebuie să ne recunoaștem, să vedem, pentru că eu nu mai sunt cea de acum 10 ani, eu m-am schimbat. Și atunci, văzându-ne, înțelegându-ne și acceptându-ne aceste diferențe, putem să ieșim din lupta pentru putere înspre cooperare, înspre acceptare conștientă a diferențelor, înspre învățarea faptului că eu sunt eu, tu ești tu, și pentru a fi noi e nevoie de oarecare investiție, e nevoie de oarecare timp, e nevoie de foarte multă comunicare, e nevoie de verificare și că realmente la o maturitate emoțională pe care o atingem cândva în relație, unii dintre noi nu o ating niciodată, probabil, dar când ajungem la un nivel al maturității emoționale, ne dăm seama că este totuși utopic să ne imaginăm că există o persoană pe această lume care ne înțelege perfect și care ne poate îndeplini toate nevoile noastre tot timpul. Și că orice om își are momentele sale, își are calitățile și defectele și că suntem ființe imperfecte care ne străduim, avem zile mai bune, zile mai puțin bune. Și că ceea ce contează pentru a face o relație să funcționeze este angajamentul și disponibilitatea partenerilor zi de zi pentru a se cunoaște, a se înțelege, a se ajuta și sprijini reciproc. Îmi place mie o expresie preluată cumva de la un specialist foarte drag mie în parenting, dr. Șefali Țabari, care spune că nu există relație perfectă, nu există familie perfectă, nu există partener perfect, nu există copil perfect. Așadar, așteptând această perfecțiune, rămânem și așteptăm toată viața. Și la fel, apropo de zicarele din popor, cu toții am auzit probabil expresia contrariile se atrag. Apropo de diferențe și cât de important este să ne concentrăm totuși și pe asemănări, pe similarități, dar și pe diferențe. Pentru că ne ajută cumva, cred că asta cumva și diferențele și mai ales abilitățile și capacitățile diferite ale partenerului ajută la supraviețuirea și la continuitatea cuplului și a relației. Dacă unul este foarte idealist și celălalt este poate mai pragmatic, cineva ar spune, oh, păi stai puțin că ăștia doi nu prea se potrivesc. Bun, dar imaginează-ți cum ar fi dacă amândoi ar fi idealiști, da? Așa și n-ar exista acolo un pic de Exact. ordine și un pic de pragmatism în relația respectivă. Sau dacă amândoi ar fi foarte tehnici și foarte pragmatici, și în acea relație totul ar fi făcut foarte calculat și foarte rațional. N-ar exista niciun pic de pasiune, niciun pic de romantism. Ce facem? Deci de asta probabil că cele două forme sau cele două seturi de abilități la cei doi parteneri sunt utile pentru supraviețuirea Foarte cuplului. utile. Cuplul își poate
cuplul și familia poate beneficia extraordinar de mult de aceste diferențe, dacă reușim să depășim lupta pentru putere. Pentru că în lupta pentru putere, când te văd pe tine idealist și eu sunt pragmatică, mă sperie idealismul tău și consecințele nefaste asupra familiei noastre. Când eu sunt idealist și te văd pe tine pragmatică, mă sperie pragmatismul tău și lipsa de pasiune, de farmec a vieții noastre. Și ne speriem de diferențele noastre. Când reușim să ne vedem unul pe celălalt și să spunem, ok, ok, tu ești mai degrabă idealist, dar ai și tu urma ta de pragmatism. Și eu sunt mai degrabă pragmatică, dar am urma mea de idealist. Și putem să și învățăm unul de la celălalt. Asta e, la asta mă gândeam, să învățăm unul de la celălalt. Putem și să învățăm unul de la celălalt și putem în continuare să ne păstrăm acest rol. Eu sunt mai degrabă pragmatică, tu ești mai degrabă idealist și putem să învățăm, în loc să ne simțim amenințat unul de celălalt, să stăm împreună și să vedem contextul specific în care discutăm azi. Este un context pe care îl rezolvă mai bine tu, idealistul, sau eu, pragmatica? Pentru că dacă vorbim de planuri de viitor, dacă vorbim de cum ne petrecem un weekend împreună, dacă vorbim de aspecte care țin de a visa și a ne simțim bine împreună, poate că eu, pragmatica, mă retrag un pic și îmi dau volumul la minim, la da, sigur, și cum o să facem să se întâmple asta și hai să vedem concret pașii, ca să nu spulber așa magia tuturor zilelor. Și poate că într-un context în care trebuie să ne hotărâm unde înscriem copilul la școală și ce e de făcut, poate că tu, idealistul, te retragi un pic și mă lași pe mine, pragmatica, în prim plan, că mi-e mai ușor să iau hotărâri și decizii și să analizez lucrurile și apoi vin și hotărâm împreună care dintre cele trei școli imperfecte sunt pe listă și unde totuși înscriem copilul, pentru că nu o să găsim școala idealistă pe care o visezi tu și dacă te las pe tine, idealistul, să în față, o să ne trezim în fața unei crize în care copilul e neînscris la școală sau nimic nu-i bine sau nimic nu funcționează și ne afundăm cu toții. Despre asta e vorba, de fapt, în aceste diferențe. Să ne cunoaștem, să le acceptăm până la urmă și apoi să putem cu deschidere și curiozitate și fără a simți nevoia de a fi mereu în prim plan doar unul dintre noi, că acolo este lupta pentru putere, de fapt, de a putea realmente să evaluăm abilitățile cui sunt mai degrabă utile acum în acest context. Că despre atunci funcționăm foarte bine împreună și atunci avem această gamă largă de abilități care ne permite să ne adaptăm foarte bine contextului, de fapt. Că despre asta este vorba, de fapt. Supraviețuirea astăzi de multe ori nu e o supraviețuire de tip totul sau nimic, trăim sau murim, ci este o adaptare. Cât de bine adaptați suntem la realitățile și solicitările vieții și cât de mulțumiți și împliniți ne simțim cu viața noastră. Cui și de ce ai recomanda această carte despre care vorbim noi astăzi, Jurnal de cuplu, și iată, care conține foarte multe informații prin intermediul instrumentelor din dialogul Imago, care ajută cuplurile să gestioneze cât mai bine aceste diferențe, să gestioneze anumite crize, lupta pentru putere și până la urmă să aibă împreună o comunicare cât mai eficientă. Că în general aș recomanda oricui, sigur, o astfel de carte și toți putem beneficia, fie că suntem abia acum începem să ieșim din faza de a fi îndrăgostiți și începem să ne punem primele întrebări ca oare ce se întâmplă cu noi, fie că suntem de mult blocați într-o luptă pentru putere și ne punem întrebarea oare dacă să mai rămânem sau nu în această relație, oriunde pot fi utile aceste informații. Aș reveni însă la a normaliza faptul că de multe ori nu este suficient să cunoaștem și să citim aceste informații. Însă, cu siguranță, ele sunt un prim pas foarte bun înspre a încerca să rezolvăm, să ameliorăm problemele din cuplul nostru. Însă, dacă ne trezim că citim, că încercăm să punem în practică, dar nu reușim, aș trage așa un semnal de alarmă că asta nu înseamnă neapărat că nu reușim sau că cuplul nostru nu mai are o speranță și că pe lângă aceste instrumente foarte utile, cum este jurnalul de cuplu, cum sunt cărțile, este foarte important uneori ajutorul unei alte relații, unei relații terapeutice care vine să sprijine cuplul și care vine să-i ofere un context mult mai hrănitor pentru a reuși să învețe aceste lucruri. Pentru că oamenii de foarte multe ori trec prin astfel de experiențe, încearcă să schimbe două, trei lucruri, să punem în practică ceva,
partenerul nu răspunde pe măsură sau nu vedem exact neapărat la fel lucrurile, chiar dacă citim aceeași carte, apropo de diferențe, și eu înțeleg ceva din primul capitol și tu înțelegi cu totul altceva și apoi ne supărăm și aruncăm cartea pe geam și, și gata. Informațiile sunt acolo, sunt foarte importante și dacă ne trezim în situația în care totuși simțim că nu reușim să se miște lucrurile, să nu ne pierdem speranța și să solicităm ajutor. Din fericire avem suficient terapeuți, chiar imago în această metodă, autorului Harville Hendrix, care ne pot oferi spațiul necesar. Iar pentru noi cei care suntem terapeuți, sigur că aceste instrumente sunt extraordinare pentru că ne oferă acel instrument pe care cuplurile îl pot folosi uneori între ședințe sau în perioadele în care ne vedem mai rar și exersăm diferite modalități, exersăm dialogul, exersăm diverse alte aspecte pe care le putem regăsi acolo și sunt instrumente utile și cu cât investim mai mult timp în relația noastră și cu cât suntem mai conștienți de ceea ce se întâmplă între noi, cu atât lucrurile pot evolua, putem să creștem împreună și crescând, sigur că relația noastră devine un loc tot mai hrănitor și împlinitor. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Adela Moldovan, psihoterapeut principal, doctor în psihologie și terapeut Imago. Am vorbit pe marginea cărții Jurnal de cuplu. Primește iubirea pe care o dorești, ghidul practic de regăsire a fericirii în relație, de Herbie Hendrix și Helen La Kelly Hunt, o carte publicată în colecția Pas în 2 a editurii Herald. Îi mulțumim Adelei foarte mult pentru informațiile extrem de prețioase. Vă invităm amândoi, vă invităm să citiți această carte, acest ghid care vă va ajuta să aveți o comunicare mai bună în relația de cuplu. Și este o carte care se citește cu creionul, cu pixul în mână și cu tot soiul de adnotări și specificații. Așadar, vă recomandăm Jurnal de cuplu și vă mulțumim că ați fost alături de noi. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, aveți o zi frumoasă, o zi minunată și lectură plăcută. La revedere, numai bine!